Hei! Atât. Ne-am întors. Eu sunt, mă știți, sunt pe la gura mare. Pentru că ne-ați tot rugat să facem clipuri. Ați intrat, ați dat comenturi. Mamă, sunt câțiva care mă terorizează zilnic. O să le dau și numele pe post. Atât. Și salut pe această cale. Am zis să facem... post dai, mă, tu numele? Postul 4 la TV? Păi o să facem în curând și 4 la TV. Niciodată. Am decis să mai facem un clip amuzant. Deloc. Și Orlando mi-a dat ideea genială să facem ce n-am mai făcut până acum. Și am să facem priză comentează. Ceva original. Atât ne duce pe noi capul. Și n-aveam întrebări pentru priză comentează și am zis să intru la cel mai recent priză comentează și să văd ce întrebări mi-ați mai lăsat voi acolo, că ați lăsat, am 100 și... Mamă, dar toate bune întrebările. Nimic. Și avem întrebări de genul. Fiți atenți aici. Ha, ha, ha. Priză, ești maimuță. Asta e prima întrebare. Mersi mult. A doua întrebare. Mi-ați explicat toți că Bibicus era hat și nu știu ce tuturică e spermă. 145 de am înțeles asta. Uite, Zircon Adrian pune o întrebare foarte inteligentă. Îți place popcornul? Și a șters pe ceu și scrie, îți place pornul? Asta clar e obsesat sexual, nu vreau să-i răspund. Și nici oricum nu intru pe porn și pe UGs și pe astea. Nici nu știu, am auzit la... Are Orlando aici la History, altfel nici nu... Nici nu știu ce sunt. Așa, a doua întrebare. Fii atent că am una originală, de ce priză și nu ștechea? Așa, 1000 oară. Atrox Andrei îmi spune, salut priză, am câteva întrebări pentru tine, sper să răspunzi la toate, ia să vedem. Crezi că MPSRL ar fi o companie de succes? Marin Petre face MPSRL. Nu. Eu zic să nu. Să nu te apuci de asta. E cea mai proastă companie ever. O să, să dai faliment înainte să te apuci. Vine, dacă... te duci la registrul comerțului și treaba aia. Ce? Faliment! Stoi! Să știți că vocea din spatele camerei nu e o fantomă, e chiar Orlando! Atât, n-am avut altceva aici. Așa. Care e bolnavior. Da, a fost răcit la plămâni săracul. I-am dat țățică și a revenit. Așa. Nu eu, o fată i-a dat, nu eu. Eu am adus fata. Andrei Hanganu ne întreabă, de ce câinele cască, dar casca nu câine? Pentru că la Ploiești te pitești, dar la Pitești nu te ploiești. Da! Așa, mă mai întreabă cineva ce muzică ascult. Păi vă dați seama și după cum sunt îmbrăcați, că sunt un pic așa șmecheraș și îți dai seama, hip-hop și de... Așa, să ștergi asta. A intrat din greșeală, nu știu unde. Să-și scoți asta la montaj, te rog. Și asta să ștergi la... Așa. Mai avem întrebări, stați... Da, ce aveți, mă, alea bune nici n-au început. Fiți atenți aici. Dacă după aia îți mai adresez și eu altă întrebări. Tu gândește-te că avem. Domnul Priză, dacă struțul sare, sarea de ce nu struț? Aha, asta seamănă cu aia, cu Pitești și Ploiești. Cred că schimbă un ID-ul și tot îmi pune întrebările astea asemănătoare, nu știu. Gata. Priză, tu ai întrerupător? Da, mă întrerup de câte ori vreau eu. Așa, mai bași te chiar în priză. Am răspuns aici foarte amuzant, când vor fetele. Ce? Aici Joey mă întreabă priza de unde ai tricou, dar nu mai știu ce tricou avem pe mine în filmare. A, același, că doar un tricou am. Da, de la magazin. Așa, următoarea întrebare. Așa, asta am pus-o eu, nu-i amuzantă. Să mă uit și la cameră. Da, mă știu că-s urât. Ce rost are să mă uit la cameră? Mă uit pe întrebări. Mă tot bate Orlando la cap. Uită-te la cameră. Dar știți cum arăt, că-s urât. Am și barba asta nebărbierit. Ce-ai face dacă te-ai trezit cu fuego la ușă sau în pat? Sex. Sex sălbatic. Glume. La ușă nu m-aș panica, dar în pat, mamă. Băi, pat... sare pe tine fuego, mă. Nu știi că e fan? Mamă. Ne-a trimis mesaje, priză, iubesc pe priză, părul lui. Mamă. Dar știți că la concertele Irinei Login cu fuego, Irina Login poartă sutienul peste rochie, ca să-și dea seama cine e femeia. Da, sunt rău, un pic. Băi, mă așteptam sincer la întrebări mai bune, dar majoritatea sunt ștecherul sau priză, priză sau ștecher, de ce ștecher? Așa, Pitești, Ploiești, Ploiești, Pitești, struțul sare, sarea nu struț. Și restul cu ce e bibicus, că e căcat și
Cam atât, nu mai avem întrebări. Acum 1 plus 1 egal 2 sau 1 plus 1 egal 69. Asta e tot porno și e de la Iuliana Haciu. Nu-i vă poza, dar îi răspundeam la ea cu 69, doar dacă îi vedeam poza. Așa, miraculosul și mirobolantul. Ce faci noaptea? Dorm? Cunoști pe cineva de pe lună? Nu? Cum te distrezi? Fac videouri pentru patrulă. Ah, ce-am dat aici. O dată la 3 luni. Taci, mă. Ce frumos am dat aici. Așa. Acum aștept alte întrebări de la Orlando. Scuze. Așa, întreabă-mă. Aștept întrebări inteligente. Ce părere ai despre... Și-a luat Orlando paletă de ping-pong. Lasă-mă te rând. Zi. Ce părere ai despre războiul din Ucraina? Intrăm în astea dure. Eu cred că rușii sunt deși. N-am altceva. Putin. Dar mi s-a părut foarte amuzant că știu că Putin a început tot și până la urmă ai văzut tot Putin i-a dat în judecată pentru daune 1 miliard de euro pentru că au deranjat poporul sau ceva. Mi s-a părut foarte amuzant. Deci Putin e foarte... și mie îmi place Putin, serios. Dacă eram femeie, așa, nu cu război, zic cu altceva. Nu cu război. Nu cu patrula, cu doza. Fără război, zic. Apropo de doză, care-i treaba, mă, cu Bibi? Băi, am înțeles după 143 de comenturi că era ceva cu Rahat. Dar nu știu dacă a observat cineva în clipul cu priză, comentează. Chiar am intuit că, băi, să nu semne ceva Rahat sau... Chiar atât de deștept sunt, serios. Nu știam nimic. Hai, eu, deștept, mă, n-ai ce să... Bă, cum se aprinde asta? Ce just? Îți deștept, nu? Chiar, ce YouTuber îți place? Băi, mulți. Atât. Așa îl cheamă, mulți și nu mai știu cum. Băi, îmi place la mic, Codrin chiar îmi place. Deci Codrin, super. Chiar m-am întâlnit cu el, e băiat bun, e amuzant, e de treabă. Atât, Codrin. La Codrin mă uit atât, e și drăguț. Mie îmi plac și băieții. Codrin. Da, doar la Codrin. În rest nu mă uit la nimeni, niciodată. Nici nu văd. Nici la Smenta? Hai, intrăm altceva, te rog. Zi de altceva. Zi de altceva. Pe lăsă. Așa. Alte întrebări mai ai? Ce alte întrebări să am pentru tine? Orice. Zic că eu am răspunsuri. Cum va fi sezonul 4 din Patrula Română? Băi, după cum ați văzut, nu știu dacă o să pună Orlando clipul. Avem o mini filmare de la studio. Să vă arătăm așa mare. De fapt, studio în paragină momentan. E, încă nu e pregătit, dar am investit în lumini, sunet, decoruri, femei, tancuri, OZN-uri, dai pagina, aveți motociclete, la gaz. Nu, serios, am băgat o grămadă, eu nu, ei, au băgat o grămadă de bani în aparatură și o să fie super tare, am închiriat un studio. Și acum, pe la jumătatea lui septembrie, spre începutul octombrie, o să filmăm în fiecare săptămână, promitem, în fiecare săptămână o să avem un clip nou. De la Smenta, de la ăștia, luăm de la alții și le postăm și noi. Nu, un clip nou cu Patrula Română, serios, o să avem un clip nou în fiecare săptămână, o să fie... Nu știu, vedeți, mă. Dragi patruliști, acesta este nou nostru studio. După cum vedeți, avem de toate, pereți, atât. Aici o să se întâmple toată magia, aici o să avem lumini, spate lumini, green screen. Mamă, ce să facem, personaje nebunie, ne întoarcem cu Patrula în septembrie, fiți pe față, uitați-vă la... Mamă, ce să fie? Da, am eu gluma asta. O să antifonăm totul, pentru că problema noastră în sezonul 3 a fost cu sunetul la studio cu care am lucrat și cu care am rămas bun prieten, cu caseta.ro. Și acum vrem să ne facem noi studio și să... Azi noapte m-am îmbătat! Gata, zic, am uitat ideea. Da. Mai rezolvăm problema cu sunetul. Trist, supărat! Gata, scuze. Dar ți intră, mă! Da, că m-ai uitat! Da. Nu ne-ai găsit melodie? Iertați-mă, nu. Eu așa mă manifest, eu așa. Eu pe melodia asta scriu glume. Da. Zi de studio, zic, erai serios, scuze. Continuă. Da, apropo, se vede faptul că se vede. Și mai lăsat pofta de viață. Stai puțin că se vede că nasul meu a cam curs. Se iau din cadru. Da, păi treaba. Bă, și știi la ce mă gândeam eu? Am exagerat un pic.
Îmi cer scuze pentru acest moment de cădere. Apropo de manele, zi-mă cu smenta ce vrei zici. Oh, chiar nu-ți place smenta, adică e un om doar Codrin, mă uit la Codrin și atât. Adică e un om de treabă, atunci când îi dai mesaje, el îți răspunde foarte drăguț. Codrin și atât, să trecem peste. Da, chiar. Și la mine mă uit. Le arătăm la patruliști care a fost răspunsul lui de acum un an de zile. Nici nu vreau, nici nu vreau să mă gândesc, că îmi strică un pic carul. Nu vă dă o stare de bine, serios, melodia asta. De fiecare dată când ascult, nu știu dacă e. Nu știu dacă e a noastră. Bine, atunci nu dăm nimic. Treaba cu smenta. Deci, patruliști, pe scurt. Atât. Fiți pe fază. O săptămână, două maxim. Clip în fiecare săptămână. Sezonul 4 din patrulă. Cred că în 3 săptămâni eu o să fim gata cu totul. Că oricum știu că mint. Amifonarea pereților, luat mochetă pe jos. De oricum ei n-au încredere în mine. Știți că mint. Glumesc. În 3 săptămâni maxim. Clip nou în fiecare săptămână. Sezonul 4. Parodii. Voice-over-uri. Am văzut că aia cu Singam a prins foarte bine. Nu la noi pe pagina, dar pe alte pagini a rupt. Da, mii de share-uri. S-au dat mii de share-uri. Ne-au dat alții share. Că ce tare e asta? Păi e a noastră. A, da? Nu mai e tare. Da, păi au luat pe Facebook. Ne-au luat clipul și... Da, nu-i nimic. Nu-i nimic. Noi avem glume. Să le ia. Scriem altele. Iau și pe alea, scriem altele. Și vă pup și așteptăm comentariile voastre pe Facebook, Patrula Română pe Facebook. Băi, intrați că sunt foarte puțini care comentează acolo. Eu sunt zilnic, postez, mă uit la ce comentați, dați-ne idei, scrieți ce vreți să vedeți în emisiune. Apropo, toate comentariile voastre sunt citite. Tot. Și deci răspundem tot la majoritate. Eu nici nu știu să citesc și mă chinui, am... Știu 6 litere și încerc să citesc și încă nu... Da, mă străduiesc, nu înțeleg nimic. Dar voi scrieți, nu contează. Nu, serios, ne uităm și chiar punem la suflet, că mai sunt. Mai intră, să mă critique. Intrați și criticați-mă. E ok. Măcar criticați. Critica constructivă, o accept. Că tot intră un băiat și îmi zice, nu ești amuzant. Dar nu înțelegi tu gluma. Ba nu, nu ești tu amuzant. Ha, am înțeles. Cam atât. Alte întrebări. În rest, suntem bine, sănătoși. Ce să vă mai zic? Mi-am luat o casă, banii de la YouTube. Mi-am luat o casă la Znăbov. Ne-au trimis să ia de la YouTube $100 pe 4 ani și nu știm cum să-i împărțim. Am rupt hârtia în 4. Că tot ne întreabă lumea, câți bani faceți din YouTube? Câți bani faceți din YouTube? Mulți! Și ăsta e zero. Am făcut ceva, dar... Am făcut 100, de, 100 și ceva de dolari într-un an jumate? Da, de când suntem... Da, cam atât. Aproape ne-am luat mouse-ul ăsta cu banii. Ăla-i cadou de la Alex. Și de-aia, în ultima perioadă, vă dați seama că am postat mai rar pentru că noi am investit o grămadă de bani în studio, în emisiune și banii ăștia trebuie să-i producem cumva și eu sunt hoț part-time. Eu furicoane. Și vă dați seama că eu fac stand-up, Orlando, na, mă ajută pe acolo, face curat, adună banii, că la sfârșit aruncă ea cu bani. La sfârșit adună ea cu bani, că eu fac stand-up. Fac stand-up pe manele. Și vă dați seama, trebuie să facem rost de bani, să investim și... O facem din pasiune, noi nu o să facem bani niciodată. Sper că o să facem odată. Calune, mă mut. Nu, am glumit. Băi, dacă era să facem pentru bani, nu înseamnă de mult. Da. Și cam atât. Să fiți înseamnă mai... la tine de mult. Luam unul mai amuzant. Și eu te iubesc. Să fiți mai activ pe Facebook. Așteptăm întrebările voastre, noi suntem acolo. Critici, laude, puteți să ne și laudați, să mângheați un pic orgoliu. Nu mă supăr. Și vă pup pe toți, aproape pe toți, și pe aia care mă critică. Și nu știu cât o să rămână din clipul ăsta, că am vorbit ca prostul jumătate de oră. Sper să lase Orlando câteva minute și ne auzim. V-am pupat. Asta-s că mai am o idee, mai avem o idee. Că tot intrați mereu și spuneți, filmați, vrem să vedem, îmi dau mesaje private, am și o idee. Toți patruliștii care vor să vadă un episod nou din patrulă sau așteaptă sezonul 4, să se filmeze cu un telefon, cameră web, ce aveți pe acasă și atât, să ne spuneți, mă uit la patrulă sau aștept sezonul 4, să facem și noi un colaj frumos din videourile voastre. Credeți că puteți să faceți asta pentru mine? Am oprit să mă nu plăge. Vă rog că dacă nu, știți ce o să fac asta? Așa, vă rog eu, clipuri. Atât, știu că puteți. Telefonul cu orice
telefon, mașina de cusut, cu frigiderul, cu ce vreți voi, vă filmați, puneți clipul și vreau să vă văd. Atât, v-am pupat. Pace.